Președintele Consiliului Județean Suceava, Ioan Cătălin Nechifor, a anunțat că săptămâna viitoare instituția va depune o cerere de finanțare din fonduri europene pentru un proiect pentru dezvoltarea infrastructurii în turism. Proiectul, cu o valoare estimată de cel puțin 6 milioane de euro, va conține două componente: amenajarea unui post Salvamont și a unor puncte de belvedere în zona montană. Postul Salvamont va fi construit în munții Rarău și va asigura viitorul domeniu schiabil al municipiului Câmpul Lung Moldovenesc, dar și zona munților Rarău și Giumalău. Post Salvamont pe care vrem să-l construim de la zero, să-l dotăm în conformitate cu standardele în materie pe masivul Rarău, întrucât acolo va putea deservi și viitoarea zonă schiabilă din Rarău, dar și partea de Giumalău și nu numai atât, ci și intervenții peste apa Bistriței în zona montană limitrofă localităților Crucea, Dornarini și Broșteni. E vorba de clădire, dotare cu echipamente, cu camere specifice care să poată gestiona și cazări la nevoie a unor persoane care rămân în zona montană și care nu au adăpost pe o perioadă limitată. Proiectul vizează și realizarea unor facilități pentru turiști în mai multe puncte de belvedere. Anumite zone de belvedere care le avem în județ, zone de observare turistică, unde avem peisaj, unde avem și parcări deja amenajate, și am identificat câteva locații și pe urcare pe Mestecăniș la Pojorâta și pe Rarău, două locații în Gol Alpin, dar și o locație intermediară care are vizibilitate către zona Giumalău. Mai avem o locație la fel de interesantă pe zona Cacica, cu vedere spre zona de dealuri de Opcini, și o ultimă zonă pe care încă o studiem ca localizare, e vorba de Palma, acea trecere montană tot peste Opcini între Sucevița și Vatra Moldoviței. Partea de belvedere, de observare, va însemna o construcție, o clădire cu un design atractiv, cu o posibilitate de a observa de la înălțime natura înconjurătoare. De fapt, e o idee pe care am văzut-o implementată în foarte multe locații turistice, în special în zone montane, mă refer la Elveția, la Austria, la Germania și chiar la Franța. Și e un proiect de civilizație, dacă vreți, turistică, pentru că vor conține și grupuri sanitare, cu mențiunea că tot ce înseamnă construcția de acolo va fi făcută pe o manieră cât mai posibil antivandalist, pentru că, din nefericire, de foarte multe ori avem și astfel de activități mai puțin plăcute, distrugeri de obiecte sanitare, dar și de alte echipamente care sunt amplasate acolo. Cererea de finanțare va fi depusă pe axa 5.2 a programului operațional regional, iar în cazul în care va fi acceptată, Consiliul Județean Suceava va suporta o cotă de finanțare de 2% din costurile eligibile.